Președintele Rusiei a făcut un anunț șocant. Vladimir Putin a vorbit pentru prima dată despre începerea unui război nuclear. Pomparea Ucrainei de către țările NATO cu arme crește probabilitatea unei tranziții la un război nuclear cu drepturi depline, a declarat Dmitri Medvedev, actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate, pe canalul său de Telegram. Ei încearcă din toate puterile să introducă teza că Rusia sperie lumea cu un conflict nuclear. În contextul războiului proxy declanșat de țările occidentale cu Rusia, vreau să articulez clar încă o dată lucruri care sunt atât de evidente pentru toți oamenii rezonabili. Pomparea Ucrainei de către țările NATO cu arme, pregătirea trupelor sale pentru a folosi echipamente occidentale, trimiterea de mercenari și desfășurarea de exerciții ale țărilor alianței în apropierea granițelor noastre cresc probabilitatea unui conflict direct și deschis între NATO și Rusia. Un astfel de conflict riscă întotdeauna să se transforme într-un război nuclear cu drepturi depline. El a adăugat că acesta ar fi un scenariu catastrofal pentru toată lumea, potrivit Pravda. De asemenea, el îi sfătuiește pe liderii mondiali să se gândească la consecințe și să nu se sufoce cu rusofobie.